La începutul acestei toamne, poliția rurală a fost reorganizată. Astfel, din cele 24 de secții comunale de poliție subordonate Reghinului, au rămas doar 4, câte una în Breaza, Brâncovenești, Deda și Petelea. Dacă fiecare secție răspunde de zonele învecinate, poliția din Petelea însă are în grijă comunele Hodac, Ibănești, Gurghiu și Solovăstru, iar distanța dintre postul de poliție și zonele de competență reprezintă o reală problemă. Astfel, primarul comunei Gurghiu a adus acest lucru în atenția comandantului Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, Valentin Pescari. Că pe Valea Gurghiului sunt 4 comune, acest post și-a găsit sediul la Petelea. Dacă este normal ca patrula să se deplaseze de la Petelea, să treacă printr-un oraș ca Reghinul, să vină la Hodac, la Toca sau la Suseni, sau la Breaza sau la Beica Tineri. Nu era normal ca acest post de poliție să fie undeva pe Valea Gurghiului? Sau dacă nu, cel puțin în orașul Reghin, să ne simțim noi de pe vale discriminați. Eu cred că era mult mai bine. Bineînțeles, a existat și o explicație a comandantului Poliției Mureș, care a venit și cu o soluție, ce va fi cel mai probabil pusă în aplicare. Noi am avut de ales între cele două localități, Gurghiu și Petelea. Având în vedere o situație operativă din Petelea, am ajuns la concluzia că o să, să stabilim acea secție de poliție în Petelea. Dar propunerile atât ale noastre, a IPJ Mureș, cât și a celorlalți colegi din țară, sunt ca comunele din imediat apropiere a municipiilor să treacă în arondarea municipiilor. Dacă se aprobă aceasta, am înțeles că domnul ministru este de acord, o să semnează un ordin, secția se va muta la dumneavoastră, iar Petelea se va muta la Reghin. Așadar, motivul pentru care secția de poliție funcționează momentan în Petelea este că aici există un număr mai mare de incidente decât pe Valea Gurghiului, dar cu toate acestea, polițiștii reușesc să acopere întreg teritoriul de care sunt responsabili.